Bună ziua, la o nouă întâlnire cu lumea tehnologiilor. Astăzi va fi o emisiune extrem de spectaculoasă pe care o vom face împreună cu cei doi invitați permanenți ai mei, a emisiunii noastre, Varujan Pambucian. Salut, Varujan! Salut, salut! Prima dată anul ăsta în emisiune. Da. Da? Bine ai revenit! Și cu Iulian Andrei, director de dezvoltare la Rol.ro. Salut, Iulian! Bună ziua! Vă mulțumesc că m-ați făcut invitat permanent pe prima dată când aud. Da, acum, în direct. Astăzi un subiect, așa cum vă spuneam, foarte spectaculos. Vom vorbi despre roboți. Ce pot să facă roboții? O scurtă istorie, roboți militari, principalele aplicații ale lor, roboți industriali. Cum au ajuns să conducă singuri mașinile? Cum au ajuns, de fapt, vor fi viitorii soldați și așa mai departe? Nu este o emisiune SF, este o emisiune cu realizări tehnologice actuale. Tocmai vorbeam înainte de a începe emisiunea cu Varujan, cu Iulian, și am făcut noi o scurtă documentare, așa, și am rămas chiar și noi uimiți de evoluția fantastică pe care o are acest domeniu. Varujan, hai să începem cu un scurt istoric. Da, da, înainte de toate să spunem un lucru, pentru că riscăm, la un moment dat, riscăm să facem confuzii. Robotul nu trebuie să aibă o formă humanoidă, ăsta e primul lucru, aici apar multe confuzii, și robotul este un dispozitiv mecatronic care acționează în spațiul fizic. Pentru că de multe ori se face confuzia între robot și software care acționează ca un robot, dar în spațiul virtual. Aceia se numesc boți. Da, li se mai spun boți, li se mai spune boți bucățelor ăstora de soft. Sunt foarte multe aplicații, pentru că aici lucrurile au început de foarte mult timp. N-am făcut o istorie, un istoric adevărat. Primii roboți îi putem duce cu mult timp în urmă, în antichitate, când erau dispozitive mecanice acționate de la distanță care făceau anumite lucruri. Un mare creator de roboți a fost Leonardo da Vinci, inclusiv de roboți militari, dar tot în zona asta pur mecanică. Ei, în accepțiunea modernă, robotul are și o zonă de autonomie în decizie destul de mare. Eu am să pornesc cu lucruri care au precedat roboții și am să pornesc cu zona militară, am să vorbesc mai mult despre zona militară. Eu am înțeles că Iulian mai mult despre zona pașnică a lucrurilor. Exact, da. Va vorbi. Da, cea mai avansată zonă este cea militară, este evident. Nu neapărat. Ba da, eu sunt, pentru că militarii întotdeauna au avut the best of the best. Nu neapărat, nu neapărat. Există foarte multe lucruri în momentul de față care vin din zona civilă și chiar vin în mod neașteptat din zona civilă, adică vin din zona civilă nici măcar finanțată de bănci corporații, chiar finanțată la nivel de crowdfunding sau de persoana care a avut ideea respectivă. Exact, da. Adică lucrurile sunt atât de la îndemână aici, încât creativitatea este diferențiatorul principal și ea nu este un monopol al zonei militare. Sau al zonei sau al în care investește armata sau corporațiile sau statul. Da. Nu, creativitatea oricum, e creativitate. Tema emisiunii se leagă destul de mult și de ultima achiziție a lui Google în valoare de... Da, lui Boston Dynamics. Da, lui Nest, care are, este maestru în automatizări pe partea de alarme, pe partea de termostate, care prin creativitate și prin puterea care a pătruns în locuințele americane au creat o adevărată isterie automatizării conectate la internet. Și suma aceasta imensă, cât este vorba de 3,6 miliarde, care este chiar dublă față de achiziția YouTube, a creat o mare urmare în lumea științifică, pentru că în momentul în care Google face o achiziție de două ori mai mare ca valoare decât YouTube-ul, și YouTube a fost în 2007 invenția anului și care ne-a schimbat viața la toți, este de așteptat ca această investiție în tehnologie, pentru că compania Nest cu cățel, cu purcel, nu face mai mult de 10 milioane, dar prin inovații și tehnologie au crescut valoarea de
cel puțin 100 de ori. Asta a creat foarte mare rumoare, ultima achiziție a lui Google. Ok, hai să vedem, Arujan. Hey, o să încep cu armele comandate la distanță și să spun că prima idee a unei comenzi la distanță a unei arme este cea a lui Tesla. În 1898, pentru forțele navale, a realizat o primă armă care era comandată prin unde herțiene, prin unde electromagnetice. Sigur, vorbim de arme de suprafață, pentru că știm că prin apă nu se propagă undele electromagnetice. În al doilea război mondial au apărut primii roboți terestri realizați de către sovietici, care au construit primul tank telecomandat, se numea teletank, care a avut succes pe câmpul de luptă, și de germani, care au construit o armă numită Goliat. Iarăși trebuie să trec în zona de fișiere ca să pot să arăt arma respectivă. O clipă. Care au creat acest dispozitiv și o să vedeți o replică foarte modernă a lui, construită de armata americană, numai că aici telecomanda se face folosind un fir de telefonie. Este practic o bombă pe șenile pe care germanii o puteau trimite la o distanță oarecare și detona. Filmul este de atunci. It was guided and detonated by trailing wires. The controller sending electrical signals to various. E foarte interesant că la nivelul acestui robot bombă exista un mosor pe care stătea înfășurat tot firul acela prin care era telecomandat și a funcționat. Adică, în pofida aparenței de fragilitate, a funcționat. Da. Rușii aveau versiunea low budget, care era un pic mai, adică foarte inumană, cu câini cu dinamită pe ei, care când miroseau tancul se duceau acolo. Nu, rușii aveau ăla nu-i robot. Rușii aveau o variantă foarte avansată, este cea de aici, n-am găsit niciun film, cea a teletancului, care nu mai era o armă de unică utilizare, cum era Goliatul german, ci era un tank telecomandat care trăgea cu tun la tunul pe care îl purta. Deci vorbim de o armă mult mai avansată, cea pe care o avea Uniunea Sovietică în dotare în momentul acela. După care, după al doilea război mondial, practic lucrurile s-au cam stins în zona asta de arme comandate la distanță, de roboți militari, și ele au fost reluate prin anii 70, când au început proiecte de tipul ăsta, primele fiind finanțate de către forțele aeriene americane, lucru care a dus la celebrii roboți pentru recunoaștere la început, după aceea și pentru recunoaștere și atac aerieni. La drone. Așa numitele dronă, acum are semnificație mult mai largă decât ceva care zboară și are oarecare practic autonomie. Practic un avion fără pilot. Da, dar poți să ai la fel o mașină fără pilot, multe lucruri fără pilot în momentul ăsta. Dar, într-adevăr, primele au fost cele care operau din spațiul aerian. Și am să prezint aici două asemenea drone, și anume o să prezint o dronă care e ceva mai cunoscută, e și ca formă, o să o recunoașteți imediat, e vorba de Predator. 24 hours without rest.
După care o să prezint o dronă foarte avansată, stealth, care este, se pare în momentul de față, cea mai avansată armă zburătoare. Este ascuns cel care are americană. Da, numai materialele compozite îi fac valoarea foarte mare, aceea care camuflează. Aici, uite, vedem la nivelul dronei este cât de înarmată poate o să vedem cât de înarmată poate să fie o asemenea dronă și ce poate ea să realizeze și mai târziu o să vedem cum pot colabora aceste dispozitive între ele. Da, e vorba și de versatilitatea armamentului care îl au, dar și de capacitatea de a fi coordonate și de terestru și de și remote, de la distanțe foarte mari. Nu, ele pot deja să se coordoneze între ele, asta e foarte interesant și la nivelul lui Predator, în momentul de față, o lovitură apare, se poate realiza cam în 4 secunde. Nu îl vezi? Probabil că a putut să vezi o secundă sau o secundă și jumătate că se îndreaptă racheta către, către tine. Este o armă care este în uz în acest moment, a fost folosită intensiv pe câmpurile de luptă și și-a dovedit eficacitate. În ceea ce privește lucruri mai puțin folosite, pentru că sunt încă într-un stadiu mai incipient. Hai să spunem, eu aș spune mai, mai puțin dezvăluit decât incipient. A existat aici un, un singur mare scandal legat de aceste tipuri de avioane. Asta e un model mai vechi. Este un RQ-7. El este folosit, ai văzut că lansarea se face de pe o rampă. Da, se poate lansa și pneumatic. Și, da? Și manual acum, deci le ridici mâna și... Dar vorbim de ce a evoluat din, din această dronă și a evoluat o armă cu inteligență, cu multă autonomie, o să vă arăt imediat, care nu mai necesită o asemenea rampă complicată de pe care să fie lansată și care... Sper să o găsesc repede și care arată în felul ăsta. Este o dronă extrem de puternică, este stealth, deci nu poate să fie detectată prin radar. Utilizând radarul. Și chiar la vedere, chiar formele ei sunt concepute să nu poată fi detectată pe cer, da, din unghiul care îl are și cum se reflectă în... Și care nu e foarte clar dacă este utilizată în momentul de față doar în recunoaștere. Există o poveste întreagă legată de această armă care este inteligentă, are multă autonomie, poate să ia foarte multe decizii de una singură. Există o poveste că ar fi fost în Iran doborâtă o asemenea dronă și că în momentul de față chinezii ar fi făcut o copie a ei. Da, e multă legendă aici, a făcut vâlvă în presa americană de curând știrea asta. Oricum, vorbim de o armă deja foarte puternică și complexă, care, repet, are autonomie. E, acum, recent, apropo de tehnologia chineză și de partea asta de cercetare, care, într-adevăr, a reușit, într-un fel sau altul, să se apropie din punct de vedere, să ridice China, să se apropie din punct de vedere economic de Statele Unite. Citeam recent, a fost chiar un articol în, în presa americană despre un experiment reușit, un avion, al unui avion hipersonic, deci, care practic atingea viteze de 10 ori, de 10 ori decât viteza sunetului. Deci ați spulberat de recordul american care de 4-5 ori. Exact, deci ori din punctul ăsta de vedere, iar chinezii nu stau deloc rău. Oricum, dronele n-au apărut ca o simplă, ca un simplu mov sau jucărie, au o întreagă consistență economică. Dacă războiul în Vietnam a fost mai mult pierdut de americani din cauza că să urmărești cu un avion de 10 milioane de dolari un biciclist vietnamez și să arunci bombe de 500.000 de dolari, poate să-l nimerești,
Dronele au o mare consistență economică. Economie de carburant, economie de personal, economie de material și financiar. De ce să trimiți un, nu știu dacă telespectatorii sunt familiarizați cu tehnologia militară, dar drona aceea a imitat foarte bine ca formă bombardierul B-2, un bombardier B-2 stealth ascuns, costă 2 miliarde de dolari. Cred că drona aceea nu costa mai mult de câteva zeci de mii de dolari. Deci este o eficiență economică impresionantă. Plus că mai este și un factor psihologic. Dacă știți evenimentul U2, avionul de spionaj rusesc care zbura în stratosferă și care a fost doborât în timpul războiului rece, și de atunci partea aceasta emoțională, că a fost ucis unul dintre soldații respectiv, este foarte importantă. Confortul acesta care ți este dat de faptul că nu sunt implicate, cum să zic eu, nu sunt implicați oameni și nu sunt pierderi umane, este un confort impresionant, pentru că nici până acum nu s-a aflat care este valoarea unei vieți umane. Yeah. Până la urmă, viitorele războaie bănuiesc că se vor purta între drone. Da. E greu de spus lucrul ăsta, e o discuție foarte lungă aici, dar uite, hai să trecem la o altă categorie de roboți care sunt utilizați în zona militară, și anume roboții utilitari. Și aici avem un exemplu al unui robot care este în uz în momentul de față, are un nume ciudat, se numește Dash, și evident că e un acronim, și care este utilizat foarte mult în recunoaștere. Este un robot în special specializat pe recunoaștere. Sigur, el poate fi ca orice robot, poate să ducă și o încărcătură explozivă și poate fi detonat într-un loc sau altul. E un robot simplu, deocamdată suntem în zona roboților simpli, e folosit foarte mult în zona de poliție, în zona de verificat diverse lucruri. Haideți să recunoaștem totuși că în zonele de conflict majoritatea victimelor nu sunt făcute de către glonți, ci de către dispozitivele improvizate. Iar un asemenea echipament utilitar vine foarte bine în întâmpinare necesităților, pentru că chiar l-a devenit la un moment dat și pusă sub semnul întrebării utilizarea unor câini care să scoată acele explozive. Deci pur și simplu s-a avansat și arată precum vehiculele, da, care s-au trimis. Da, păi da, exact, ideea constructivă pentru aceste tipuri de roboți este aceeași. O să vedem idei mult mai avansate în curând. El poate să fie dotat și cu armament, poate să și tragă dacă este nevoie, dar nu cu un armament foarte puternic. În special este făcut pentru a lua obiecte periculoase din zonele în care ele pot să facă victime. Deci asta ar fi categoria roboților utilitari. Și o să trecem la un robot foarte simplu, foarte simplu, dar care s-a dovedit a fi foarte eficient. El se numește Gladiator. Este un robot de atac. Vedeți că partea de recunoaștere nu este la fel de sofisticată ca la roboții utilitari. Însă știe să găsească ținta și de aici au început foarte multe discuții. Pentru că între a recunoaște o țintă și a face diferența între trupele tale și trupele adversarului și chiar victime colaterale sau victime colaterale, e o mare diferență. Și există o discuție foarte lungă care a fost produsă de faptul că se pare că în războiul din Irak o parte din victime s-au datorat unor roboți care n-au știut să discearnă între trupele proprii și trupele adverse.
Evident că s-a ajuns la o combinație, să spunem, între roboții de recunoaștere și roboții de atac. De altfel, de foarte multe ori, și ăsta e un lucru despre care, care se pare că e aproape o regulă, de foarte multe ori, încep cu un robot de recunoaștere și ușor, ușor ăla se transformă în robot de recunoaștere și atac. Da, da. Între ele este totuși un robot de transport. Ăsta este un robot extraordinar de eficient. E mic, îl poți arunca într-o clădire, el ajunge, indiferent de cum îl arunci, ajunge să stea într-o poziție stabilă. Iată aici stabilizatorul, vezi? Da. L-a ridicat, l-a pus în poziție stabilă. Da, urcă scări, intră prin apă. Da. Este un robot extrem de eficient și ne aduce aminte de robotul acela german, nu puțin da, din da, asta am vrut să spun, da. Puțin mai mic. Da, deci roboții tind către miniaturizare. Nu știu dacă s-a observat. Nu. Da? Există două direcții foarte clare aici. Roboți din ce în ce mai mari și mai puternici, care sunt folosiți ca utilitari sau ca arme de atac, și roboți din ce în ce mai mici, care sunt folosiți pentru spionaj. Pentru spionaj, da, și recunoaștere. Când ai de atacat lucruri serioase, n-ai cum să fii minuscul. Da, dar adevărul este că majoritatea numere sunt cei mai micuți. De exemplu, sunt roboți de spionaj de mărimea unei muște cu camera. Și o să ajungem și acolo. Da? O să ajungem și acolo, o să vă prezint și zona și, asta de... Și zboară exact ca o muscă. Asta e microroboți, și mai da? Sunt și păsări, sunt mai multe forme roboți ăștia. Dar deocamdată uitați-vă cam ce poate să vadă un asemenea robot într-o clădire. Și cât de multe lucruri poate să facă robotul ăsta. Ei au fost folosiți, în multe teatre de operațiuni și cu foarte, foarte mult succes, robotul acesta de care vorbim. Hai să tragem concluzii la prima parte, că mai avem două minute și intră promo și reluăm, pentru că în a doua parte, Varujan, vreau neapărat să ne arăți dacă ai pregătit ceva cu roboți humanoizi, pentru că ăștia sunt cei mai spectaculoși. Eu aș spune altfel, aș spune roboți animaloizi. Pentru că o să vedem că în zona asta, de ce? Ok, vehiculele pe roți sunt eficiente, dar până la un punct. Vehiculele pe picioare s-au dovedit a fi mult mai eficiente, mai ales atunci când vorbim de teren accidentat sau când vorbim de încăperi, de zone din acestea unde trebuie să ai un control mult mai fin. Și o să vorbim și despre aceste... Și apropo de roboți dotați cu picioare. Exact, da, foarte interesant. Apropo de celebrul serial Star Trek, încet, încet observăm că toate inovațiile, tot ce părea acum 20 de ani de domeniul incredibil sau chiar ficțiune, se întâmplă azi. Începând cu partea de comunicații și continuând, bineînțeles, cu tot ce înseamnă tehnologie militară, tot ce înseamnă roboți. Apropo de roboți, care ar fi diferența între cei militari și cei civili? De ce se dezvoltă în paralel extrem de puternic, dincolo de productivitate, dincolo de avantajele economice? Pentru că mai devreme sau mai târziu tot va fi o paradigmă. De ce să investim atât în zona asta, în activități pe care le putem face noi? Vom vorbi și despre aceste aspecte după promo. Ai curaj? Ești deștept? Ai cultură generală? Noi îți spunem cunoștințele la îndoială. Vino și demonstrează că știi. Adună puncte și alege-ți premiul. În curând, numai la TVH, o nouă emisiune concurs. Pentru participare, înscrie-te pe Facebook Totul sau Nimic sau pe mailul totulsaunimic@tv-h.ro. Dintr-un sat de munte,
Frunzuliță de mohor, te iubesc și te ador. O femeie pleacă să-și caute soțul dispărut. Am visat rău. Lepan nu s-a mai înturnat acasă. Dumneata nevastă, după cât te văd, ești pornită pe cale lungă. De unde știi? O dramă ce se petrece la granița dintre realitate și legendă. Dar eu cred că poate s-a săturat de treabă veche om. Cum ai spus, domnul Calistrat? Că și-a aflat o altă. Mister și revelații într-un film românesc de excepție. Gheorghiță! Baltagul. Azi ora 22 la TVH. Într-o vreme a călătoriilor transcontinentale și a croazierelor peste mări și țări, Cătălin Maximiuc lansează o provocare de toată lauda: redescoperirea României. Vom descoperi împreună locuri de legende, oameni extraordinari, în ultimul rând bucătăria tradițională. Eu sunt Cătălin Maximiuc și vă aștept duminica la 10:30 de minute. Misiune despre aceia dintre noi care și-au învins destinul, dar în continuare au nevoie de atenția și responsabilitatea noastră. Oameni aproape invizibili. Duminică ora 11:30 de minute. Și vă invit în fiecare duminică, începând cu ora 13:30 de minute, să urmăriți emisiunea Gala Cântecului Românesc. O emisiune pentru sufletele tuturor românilor noștri. Aici, la Gala Cântecului Românesc, vă întâlniți cu interpreți celebri în cântecele noastre. Întâlnire cu oameni care au venit pe meleagurile noastre din cele mai diferite zone ale planetei. Bună seara, Mihalis! Kalispera! Cultura noastră este tot atât de bogată ca și cultura indiană. Noi, armenii, ne arătăm cultura publicului român. Există un instrument tradițional armenesc care se cheamă duduc. Cum spun eu în limba poloneză, iubesc România? Koham România! Grecii, da, poate sunt mai vii și mai petrecăreți decât românii. Bun venit în România, duminică ora 17 la TVH. Ai curaj? Ești deștept? Ai cultură generală? Noi îți punem cunoștințele la îndoială. Vino și demonstrează că știi. Adună puncte și alege-ți premiul. În curând, numai la TVH, o nouă emisiune concurs. Pentru participare, înscrie-te pe Facebook Totul sau Nimic sau pe mailul totulsaunimic@tv-h.ro. Am revenit așadar, o ediție dedicată roboților, în special roboților militari. Israelienii au cercetat extrem de avansate în domeniul ăsta. De asemenea, marile corporații, cum ar fi Samsung, s-au orientat, bineînțeles, și către zona de roboți. Hai să vedem ce au făcut israelienii. Păstrându-ne în zona militară, pentru că intenția noastră este să avem 2-3 săptămâni
tema asta cu roboți și la un moment dat chiar o să-mi facă mie, nu știu dacă și vouă, dar cred că și vouă, mare plăcere să vorbim despre roboții sau kiturile pentru copii, pentru școlari, prin care poți să construiești roboți. Sunt lucruri foarte interesante care pot să-ți ghideze primii pași în domeniul ăsta al mecatronicii, al roboticii, al programării unor dispozitive. Poate o să aducem și aici în studio un robot. Poate aducem, știu că tu ai construit, dar facem ceva. Publicitate, ce facem? E spectaculos, nu contează. E spectaculos, dar nu-i bine că facem publicitate. Ok. Haideți să vorbim de acest robot care se numește Guardium, un robot israelian. Un robot care a fost inițial gândit pentru recunoaștere, dar care în momentul de față e foarte util pentru coordonarea acțiunilor pe teatrul de operațiune. Aici vă prezint o situație tactică în care este planificată ocuparea unui oraș în care se găsesc trupe de rebeli, evident, dacă e o aplicație israeliană, și în care e folosit acest robot, iată-l, care se va coordona cu o dronă aeriană. Adică va da comenzi unei drone aeriene. Deci toate instalațiile care să prevină bruiajul electronic, el nu folosește sateliți GPS pentru localizare, ci un sistem propriu al armatei izraeliene, un sistem care e mai degrabă terestru decât ca să-ți dea autonomie, să nu cumva să ai o problemă dacă nu ai acces la un sateliți GPS. Approaching the urban area in which the target was located, the control of the Guardium was handed over to a portable control terminal. Iată dispozitivul portabil de control al acestui robot, pentru că sigur că el are autonomie, dar până la un punct, de la acel punct încolo trebuie să intervină omul. Mai ales, repet, în decizii de genul ăsta, aici e o dezbatere foarte lungă dacă îi lăsăm să tragă autonom sau așteaptă un accept din partea unui om. Aș mai vrea să completez. Acel soldat are cu el un laptop militar. Un laptop militar este foarte, foarte diferit de unul civil. Laptopul militar ține bateria 48 de ore, două zile întregi. Deci soldatul nu-i va face probleme în privința bateriei. Și mai are un lucru, rezistă în condiții foarte dificile. Da, iată, Dumnezeu. Acum se trage asupra robotului, da. Se ia decizia ca robotul să atace, robotul localizează ținta și dă comandă unei drone care stă pregătită, aici e drona, care stă pregătită să atace, da. Și care lansează atacul asupra țintei. Da, deci ținta era coordonată cu un laser, nu punctată cu un laser. Nu. Este un exemplu tipic aici de coordonare între un vehicul de recunoaștere de tip robotic, cu autonomie, și o dronă cu autonomia ei. Și iată că deja vorbim de ce spuneai tu la un moment dat, că s-ar putea să asistăm la lupte între armate de roboți. Da. E posibil să ajungem la așa ceva, dar cred că este puțin probabil. Spuneai de Samsung, da? Da. Hai să vedem ce a realizat Samsung în domeniul acesta pentru armata sudcoreeană. Este acest robot de supraveghere și atac pe zona de graniță, evident. Da, roboții, trebuie să spunem că roboții în primul rând au fost creați pentru a compensa niște lucruri pe care omul nu le poate. De exemplu, vederea infraroșu, exact. Sau rezistența la stres, oboseală, condiții grele, cum ar fi ploaie, noapte, praf. Asta e un robot grăniță. Da. Da. Mm-hmm. E un robot grăniță. Asta nu doarme niciodată, nu? Care nu doarme niciodată, nu obosește, vede nu în infraroșu, vede în ultrasunete, vede în foarte multe feluri.
Am ajuns să spunem vede-n ultrasunet. Da, vede-n ultrasunet. Da, da. Apropo de șirul de emisiuni despre senzor pe care le-am făcut anul trecut. Da. Și iată și aici este o problemă, ideea recunoașterii țintei. Dacă ținta aici e și mai dificil, pentru că vorbim de graniță, vorbim de o zonă unde practic nu ai însemne, nu ai nimic care să diferențieze peitei de adversari. Da, bănesc că dacă ai la tine un echipament care te recunoaște respectivul robot, că ești partener, un lucru și la un moment dat, de tot. Da, și la un moment dat se poate altcineva. Sau se poate consuma bateria, exact. Nu? S-a consumat bateria? Nu, pentru că sunt multe dispozitive pasive de felul ăsta care pot fi folosite, dar riscul aici este ca inamicul să-ți ia dispozitivul. Exact, exact. Și să se infiltreze în zona în care este robotul. Da, telespectatorii noștri probabil nu știu despre văzutul cu ultrasunete, pentru că la un moment dat cei care fraudează granița au învățat să-și camufleze amprenta termică purtând îmbrăcăminte care reflectă căldura, da, azbesturi și pot să-și camufleze prezența. Și pur și simplu principala cameră de urmărit noaptea, cei care trec granița, cea cu infraroșu care sesizează căldura, să fie practic ineficientă. Deci practic acest senzor a compensat. Hei, acum intrăm în lumea unor roboți absolut spectaculoși. Probabil că cea mai avansată companie care construiește roboți militari și care astăzi e Google, pentru că a fost achiziționată de Google, este Boston Dynamics. Aici vedem un robot vechi al lor din 2008, se numește Big Dog, o să vă arăt și în ce a evoluat Big Dog, și care este un robot utilitar, patruped. Boston Dynamics a mers pe ideea aceasta a roboților cu picioare, pentru că stabilitatea unui asemenea robot în condiții foarte grele de teren este nu net superioară. E clar net superioară celei legate de roți și mai mult de atât poate să facă față în zone unde vehiculele pe roți nu au cum să funcționeze. Iată cât de stabil incredibil, e. Da. Incredibil, da. E incredibil. Iată despre ce stabilitate vorbim la cea mai veche variantă de robot făcută de Boston Dynamics. În ce an a fost? În 2008 ei s-au concentrat foarte mult exact pe componenta asta a stabilității mersului patruped sau biped în condiții foarte dificile. Robotul ăsta cară o greutate pe care în mod normal ar căra-o patru soldați. Și asta degrevează trupele de un efort foarte mare pe care l-ar face în condiții de genul acesta. Mi se pare că o mare problemă cu partea de alimentare, incredibil, că este pe tracțiune motorizată. Cum se repliază un lector. Are o autonomie uriașă și iată-l cum merge pe gheață. Da. Să ne imaginăm că un asemenea robot ar merge cu un motor nuclear. Nu știu dacă există micromotoare nucleare, dar este mult prea scump așa ceva să-l pui pe un robot utilitar, mai ales că autonomia lui este de aproape 6 ore, e mare. Deci e incredibil capacitatea de repliere. Da. Iată, este merge pe gheață. Și fluiditatea reacțiilor, adică nu este mișcarea aceea robotică. Coordonare foarte bună. Iată aici greutatea pe care o poate căra și aici este pe bancul de test. Hai să vedem în ce a evoluat. Sunt sigur că simulatorul a este prima dată când văd imaginile astea, Varujan. Foarte spectaculoase, interesant. Cred că tot au plecat de la senzori puși pe un cal sau pe un mulgar sau ceva asemănător care imită pur și simplu mișcările și comportamentul. Și tot ce au de făcut este să-i aplice un pattern comportamental și pur și simplu un suport. Aici o să vedeți și finanțatorul acestor roboți, care este o agenție bine cunoscută americană, cea care a inventat și internetul, printre altele.
Și aici vorbim de evoluția la scurt timp al acestui robot, cum arată el acum. Poate să care greutăți mult mai mari, se poate mișca pe un teren mult mai accidentat și are și o viteză de mișcare mai mare, e și mult mai puternic decât Big Dog. Iată-l cum trece prin, ca prin nimic, prin lăstărișul ăsta. Telespectatorii sunt siguri că se gândesc acum la aligatorii imperiali din Star Wars, acei mari mastodonți. Din ce văd aici, chiar i-a depășit ca fel de, ca dinamică, ca agilitate. Da. Iată iarăși un lucru foarte important pe care îl face acest robot. Știe să urmeze soldatul pe câmpul de luptă. Adineauri era un exemplu de genul ăsta. Iată-l cum știe să se ridice în momentul în care este destabilizat foarte rău. Și aici vorbim de doi roboți, Big Dog Alpha, care se coordonează între ei. Din Dog s-a ajuns la Wildcat, care este un robot deja de viteză și o să vedem în ce a evoluat și Wildcat. Iată-l aici cum se ridică și o ia la fugă. Versiunea electrică e clar că nu este încă disponibilă o baterie care să susțină asemenea cuplu motor. Este cam greu de realizat. Nu, dar ce este important este că acești roboți deja au intrat în uzul armatei și sunt folosiți. Adică nu vorbim de prototipuri, nu vorbim de experimente, vorbim de lucruri care există. Da, poate ar fi nimerit să arătăm Citahul, care alergă. Ajung imediat la el, am spus că o să vedem în ce evoluează Wildcat. La ce viteză poate ajunge? Ăsta de aici încă are o viteză mică. Cita, care este robotul care a evoluat din el, ajunge la 45 de kilometri pe oră, pe teren plan. Adică de două, trei ori mai rapid decât orice om. Da. Se poate prinde din Iată. Vezi? Aici e foarte interesant cum, cât de stabil este în alergare. Ce fluid, da, o să vedem fluid. În momentul în care ia o curbă, cât de stabil se va mișca. Opa! Mai se întoarce, s-a întors. A făcut un drift mic, nu? Da. Domnule. Nu știai de roboții? Nu știam, nu e prima dată când văd. E spectaculos, driftul chiar m-a impresionat. Iată cum cât de stabil este în curbele pe care le ia. Și observăm cât de mult imită felul în care se comportă un patruped. Da, exact. Da, nu este decât o simplă chestiune de timp să se rafineze și motorul și alura și carcasa, evident că aici nu este îmbrăcat. Sincer să fiu, alura asta nu e foarte rea. Nu e deloc. E chiar înspăimântătoare. Dacă te întâlnești cu așa ceva, cred. Iată, vorbeam de Cita, care este încă pe banc. Aici ne-au pus motorul acela cu benzina. Da, nu e pe este suplu, teren, este suplu. Dar o să-l vedem că bate recordul. Aleargă pe bandă, e la sală, se antrenează. Exact. Să spunem telespectatorilor că viteza este în mile pe oră. Adică MPH asta înseamnă mile pe oră, să nu credeți că înseamnă metri pe oră, că ar fi absurd. Și ajunge la un moment dat la 45 de kilometri pe oră, adică în jur de 28 de mile pe oră. Da. Impresionant. Deci de remarcat este că este pe motorul electric, dar în mod cert pe motorul cu ardere. Probabil că va fi viteză mai mare. Va fi mai mare pentru că randamentul este mult mai bun. Da, testele se fac în legătură cu stabilitatea, că asta e problema cea mai complicată. Da. Uite că nu mai poate obosi și el. Da. Opa, gata. A pus frână. Gata. Incredibil. Da. Oricum nu aș vrea să am pe urmele mele o chestie de genul ăsta, eventual că cu colț sau ce. Vorbeați de roboți umanoizi. Mi-ați spus tot timpul, domne, dar roboți umanoizi.
Aceea comercial. În zona militară. De cinematograf. În zona militară, tot Boston Dynamics a dezvoltat un robot umanoid, el se numește Atlas. În perioada în care l-a cumpărat, a fost cumpărat de Google, Atlas era cam în stadiul ăsta. Pentru că, repet, problema cea mai complicată la acești roboți este menținerea stabilității. Un robot cu mers biped, sigur, este un robot care se descurcă mult mai bine în foarte multe situații tactice. Da. Dar e mult mai greu de făcut. Da. Mersul biped este probabil cel mai dificil lucru de realizat la nivelul unui robot. Față de roboții civili, se descurcă infinit mai bine pe în zone din astea extrem de accidentate și iată cât de stabil e. Exact, e lovit cu, bănesc că-s 20 de kilograme, nu? Sau ce? Nu știu dacă-s kilograme, nu știu în ce unități de măsură, s-ar putea să fie mai multe kilograme. Mai mult, da, sigur, sunt mai mult. Dar iată cât de stabil este în momentul în care primește lovitura aceasta. Bănesc că pe câmpul de luptă nu primește ghiontru de așa mic. Deci trebuie să fie stabil. Trebuie clar. Să fie stabil. Deja cu apariția lui Atlas vorbim de o nouă generație de roboți de luptă, roboți de luptă humanoizi, care este încă în teste, generația aceasta de roboți, dar observăm că în teste foarte avansate. Și pentru că vorbeam de zona aceasta de spionaj, de folosit roboți foarte mici, există într-adevăr în momentul de față foarte, foarte, eu jumlă aici, de microroboți, de roboți care, iată, dacă roboții mari imită marile animale patrupede, roboții ăștia, microroboții, o să imite insectele și, sau păsările. Și există o generație întreagă de roboți de tipul acesta care imită păsări, imită insecte ca formă, seamănă foarte mult cu ele, sunt foarte greu de diferențiat față de o insectă sau o pasăre reală, și care sunt folosiți în scopul acesta, nu doar în scopuri militare, ci și de către poliție sau servicii, pentru a face cercetări. Pentru a face, aduce misiuni în zona aceasta, în zonele acestea mai puțin de tip câmp de luptă. Bun, și cum comazi musca respectiv? Au autonomie foarte mare și pot lua decizii în foarte multe situații. Aici e dată o animație, dar eu am dat o animație pe obiecte, e o combinație între animație și obiectele respective reale. Și iată aici, e foarte interesant, vorbim de, o să vedem în curând, o pasăre. E lansată de o dronă. Care este lansată de o dronă. Aici nu e pasăre, aici e un bărzăune, nu știu, cum să-i spun. Care are aripioare exact ca o insectă și e lansată de o dronă. Dar aici e un exemplu foarte interesant. Pasărea aceasta, de fapt, e o cameră de supraveghere. Ea poate să zboare și se poate alimenta, pentru că trebuie să stea mult timp în supraveghere. Și în mod absolut autonom se poate alimenta solar, se poate alimenta de la vibrații, se poate alimenta de la câmpul electromagnetic al firelor din jur. Deci alimentare wireless, de care se vorbea în ultima vreme. Alimentarea, nu e nevoie să bagi în priză un gadget. Prin orice conductor, când trece un câmp electric, formează un câmp magnetic, exact alea, cu de pastă de dinți, care se încarcă în felul ăsta. Dar deja există telefoane care se încarcă fără a fi conectate efectiv la sursă, și doar să o apropii. Păi, de fapt, transformatorul asta face. Da. Totuși, parcă îmi plăcea mai mult ideea de pasăre și mitul mi-a șoptit o păsărică ceva. E, aici chiar este ad literam. Da.
pe lângă ăsta nu prea seamănă foarte mult cu, cu o insectă, dar există o generație întreagă de microboți de genul acesta care seamănă cu un țânțar, cu o muscă, o libelulă, cel mai des este imitat și ca model. Cred că putem chiar să luăm acum din libelula este preferată pentru că este cea mai stabilă. Deci își menține poziția cea mai stabilă, având și aripile mai largi. Da, foarte interesant. Pe de altă parte, toată tehnologia asta, dragi telespectatori, vom vedea în edițiile următoare cum își găsește utilitatea și în zona civilă. Pentru că nu trebuie să vă speriați astăzi, într-adevăr, am văzut cum tehnologia din domeniul roboticii, din domeniul roboților și-a făcut loc în zona militară. Varu Jean a pregătit ediția de astăzi și pot să spun că a fost chiar foarte, foarte interesant. Cel puțin acele două filme cu Big Dog, nu, practic nu numai eu, dar bănuiesc că mulți dintre noastre nu le-ați mai văzut și ați fost la fel de impresionați. Da, asta pot să spun că în pregătirea viitoarelor emisiuni despre roboți, trecerea de la domeniul militar... Iată, hai să vedem câteva din asemenea realizări. Da. Or to other unmanned platforms. These secret insect drones are set to help the fight against terrorism. Vorbeam de robot sub formă de libelulă, sub formă de țânțar. Pișcă? Nu pișcă, cred că pe aici sunt camere și alte lucruri. Da, ți-ar putea, microfoane, camere. Cred că se poate și asta, dar nu acum. Da. Nu acum, pentru că e foarte dificil să-ți ia și analize, să-ți face și analize. Să magazineze sau să-ți ia ADN-ul. ADN-ul, să te cunoască dacă nu. Dacă ești tu sau nu. Dacă ești tu sau nu. Da, e foarte interesant că în loc să trimiți un bombardier sau armată, să trimiți un stol de țânțari de ăștia care îți fac injecții și adori. Și după aceea te trezești negru pe plantații. Bun, aici sunt foarte multe direcții în care zona asta mie mi se pare chiar mult mai periculoasă decât zona roboților mari, care totuși sunt mai din lumea noastră. Da, da. Zona asta a microroboților și mai curând a nanoroboților. Un microrobot poate să care nanoroboți pe care să injecteze într-un om, de exemplu. Da. Sau care se activeze la un anumit stimul. De exemplu, dă un anumit spot publicitar la televizor și dintr-o dată se face poftă să mănânci ceva. Nu cred că stimul de genul ăsta. Asta este zona de nanoboți despre care... Nu cred că stimul de genul ăsta, dar stimul de ordin chimic, da. Da. Bun, hai... Eu tot am spus, la un moment dat, am încercat să vă provoc. Ce sunt totuși oamenii cu implanturi sau soldații cu implanturi? Pentru că și aceasta e o tendință extrem de puternică de a transforma oamenii în roboți. Armura bionică este una dintre aplicațiile care sunt cele mai des întâlnite. Prima dată conceptul a fost cea de a te proteja, după aceea cel de a te camufla. Deci, pur și simplu, armura nu doar te apără de gloanțe sau intemperii, dar te și camuflează. Și mergând mai departe, armura suplimentează cu forțe. Adică atunci când ai de făcut un marș de 100 de kilometri, poți să dormi în armură și armura pur și simplu să se miște. Sau dacă nu se mișcă, cel puțin să compenseze efortul. Povestești de genul... dintr-un joc acum sau... Nu, dar chiar există. Armura aceasta bionică îți e un avantaj foarte mare. Da, aici nu mai vorbim de IT. Noi vorbim de materiale noi. Da. E o altă zonă. E zona noilor materiale. Există materialele obișnuite, cele din jurul nostru, au o grămadă de proprietăți, de omogenitate, de izotropie, destul de clare așa. Există materiale, de exemplu, care se comportă diferit în funcție de suprafața pe care o atace a materialului. Poate să fie o folie care se poate să te apere de glonț în momentul în care glonțul vine dintr-o anumită parte a suprafeței sau să te lase să tragi prin ea în momentul în care glonțul vine pe partea cealaltă. E o zonă trei ediții diferită, de acum nu e IT. Vom vorbi despre roboți. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare.